Victor Orban unește Europa împotriva lui. Mai multe state membre UE nu își vor trimite miniștri la reuniunile președinției ungare. Prim-ministrul maghiar, așa cum știm, a purtat discuții cu Putin săptămâna trecută cu privire la un potențial acord de pace în Ucraina, provocând multă furie din partea unor lideri europeni care au avertizat în privința transmiterii unui mesaj liniștitor pentru Moscova. Ei au subliniat că Orban nu reprezintă vocea europenilor, nu reprezintă vocea americanilor, NATO și așa mai departe. Însă, de remarcat e că Orban s-a deplasat în Statele Unite, unde s-a întâlnit cu Donald Trump în Florida. Alături de noi și mulțumesc, domnul Adrian Cioroian, a fost ministru de externe. Bună ziua, mulțumesc pentru prezență. Bună ziua, eu vă mulțumesc. Bună ziua tuturor. Și cum vi se pare acțiunea asta, Europa Unită împotriva, sau măcar parțial, din punct de vedere al României, deocamdată nu avem o acțiune clară. Vorbim despre alte state, Suedia, Finlanda, Estonia, Letonia, Lituania și Polonia încearcă să facă acest gest împotriva premierului maghiar la reuniunile pe care o să le aibă în viitor. Vor fi reprezentate doar de funcționari publici. Nu știu dacă e destul pentru Orban. Este un mesaj care e transmis. Nu neapărat că Europa se unește împotriva lui, pentru că această idee ar fi în sine un compliment pentru Victor Orban. Dar este un mesaj împotriva acestui băiat rebel, acestui copil problemă al Uniunii Europene, sau acestui gică contra, cum se spune în limba română, pentru că, în definitiv, acesta e rolul pe care Victor Orban îl joacă. Prin tot ce a făcut în ultima vreme, nu neapărat de-ar sumina prin ceva Uniunea Europeană, ci mai curând se profilează ca fiind un om care merge în răspărul opiniei comune. Știe că nu e foarte agreat în actuala structură a Bruselului și, practic, își joacă rebeliunea pe mai departe. Da. Iar mesajul de care vorbeați vine să-i atragă atenția, sau dacă vreți, ca o mică urecheală din partea acelor state care vor trimite oameni din garnitura a doua. Pare agreat, pe de altă parte, domnule ministru, peste ocean, în America, de Donald Trump, care vorbește apropo de întâlnirea lor. Îi mulțumește lui Victor, chiar vedem acum mesajul. Va fi pace, se va întâmpla rapid, adică există, nu, un potențial scenariu cu Donald Trump președinte, moment în care, nu știu dacă își pune planul ăsta în aplicare, nu știu cum va arăta acea pace, va spune Victor Orban, păi vedeți, eu v-am spus că asta se va întâmpla. Păi da, asta e problema cu liderii populiști. Cu toții ne-am dorit ca mâine să fie posibilă pacea. Problema liderilor populiști este că promit lucruri pe care nu se știe dacă vor fi puși în situația de a le realiza. În cazul de față, sigur că Donald Trump are șansele lui, mai ales după toate aventurile și toate controversele prin care trece actualul președinte Joe Biden. În fine, sigur că Donald Trump are șansa lui, prietenia dintre el și Victor Orban este deja cunoscută. Întrebarea este, poate Donald Trump, dincolo de promisiune, într-adevăr să realizeze pace în Ucraina într-o săptămână? Și ce ar însemna această pace în Ucraina, câtă vreme ucrainenii sunt destul de mefienți, cum să spun, destul de suspicioși ei înșiși la ideile domnului Trump? O pace pe deasupra capului Ucrainei e greu de imaginat. Dar asta vă spuneam, acesta e avantajul populismului. Deseori promit lucruri pe care nu vor fi puși niciodată în situația de a le verifica. Vom vedea ce se va întâmpla în cazul lui Donald Trump. Domnule ministru, mulțumesc foarte mult pentru prezență. Eu vă mulțumesc. O zi bună pe mai departe. La fel.